Giurgiuvenii și nu numai ei sunt atenți atunci când se vorbește de crearea de locuri de muncă și speră că o astfel de promisiune va fi și onorată. Din păcate, s-a dovedit că acest lucru rămâne de multe ori doar o promisiune și o ocazie de care unii demnitari profită pentru a se mai și lăuda. Este și concluzia la care a ajuns președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea. Actualul nostru primar de la Giurgiu s-a lăudat că va crea, nu știu, va crea 15.000 de locuri de muncă. Nu, de unul, dar nu trecut, s-a lăudat că deja a creat 7.000 de locuri. Fals. Noi am demonstrat-o simplu, pentru că am luat de la finanțe impozitul pe venit și am demonstrat, când am comparat cei cu ea de referință, că acele locuri de muncă nu există. Din păcate, constatările prezentate de Vasile Mustățea sunt reale și asta o știu și cei mai mulți giurgiuveni. Deocamdată, potențialul municipiului Giurgiu de a atrage investitori este neglijat, iar acest lucru se reflectă inclusiv în nivelul de trai al giurgiuvenilor.